Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, pentru că elogiem, pentru că celebrăm femeia la acest început sau jumătatea lunii martie, o dedicăm acestui subiect și acestei frumoase campanii, cum vă spuneam, desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi alături de noi și le mulțumim din suflet, doamna profesor, conferențiar universitar, dr. Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere a Universității București și coordonator al Centrului de Studii Ebraice, domnul profesor Teodoru Ghiondea. O prezență, aș putea spune, o prezență obișnuită la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Domnia sa răspunde întotdeauna cu promptitudine și receptivitate și vine cu informații prețioase către dumneavoastră, dragi cititori, prin intermediul acestor videoclipuri, acestor materiale, interviuri. Astăzi venim și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Simbolismul corpului uman de Anic de Suzanel, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. O lucrare, aș putea spune, o lucrare clasică în cercurile ezoterismului francez. Doamna Anic de Suzanel, un terapeut creștin ortodox, care a studiat matematica și teologia și a fost profund influențată de psihologia lui Carl Gustav Jung, pe care noi l-am invocat, l-am menționat de foarte multe ori în ultimele materiale, în ultimele înregistrări. Se consacră spiritualității creștine, în tainele căreia descoperă însuși sensul existenței umane, iar pentru doamna Anic de Suzanel, mitosul creștin este o cale vie spre realizarea potențialului uman, dar o cale al cărui limbaj a fost cumva uitat. Într-o mărturisire recentă, domnul profesor Teodoru Ghiondea chiar îmi spunea că a și cunoscut-o, dacă nu mă înșel, la începutul anilor 90, parcă pe doamna Anic de Suzanel. Dânsa a venit de mai multe ori în România. Așadar, pornim discuția noastră chiar de la această întrebare pe care mă gândesc să facem această legătură între ceea ce înseamnă simbolismul corpului uman în tradiția iudaică, dar și în tradiția creștină ortodoxă. De asemenea, pe lângă Cabala, Anic de Suzanel atinge și zona medicinei tradiționale chinezești. Așa că, iată, reușește cumva și din punct de vedere, aș spune, antropologic, să treacă prin mai multe tradiții spirituale. Care a fost funcția spirituală a femeii și rolul ei, de fapt, în tradiția iudaică? Doamna Felicia Valman, începem cu dumneavoastră. Da, este un subiect interesant, pentru că, într-adevăr, în tradiția ebraică, femeia are un rol special. Nu este ca în alte tradiții inferioară bărbatului, ba din contră, în anumite aspecte, este chiar mai importantă decât el. În ce sens? În familia evreiască, mama este cea care dă copilului religia. Nu în sensul fizic, adică nu în sensul că ea îl naște. Sigur că asta este implicit. Dar îi traduce, îi transmite religia prin faptul că în prima parte a vieții copilul stă în special cu mama, care practic îi transmite toate valorile, toate ritualurile, toate învățăturile despre religia respectivă, deci la modul propriu îi dă religia. Și atunci mama este foarte importantă, pentru că e cea care transmite această calitate la copil. Tatăl nu are importanță, poate să fie orice, dacă mama este evreică, e suficient, copilul devine evreu. Sigur că, glumind, putem spune și că, evident, mama întotdeauna e sigură la tată, pe vremea aia nu se putea ști cu siguranță. Dar, oricum, ideea este că e rolul ei de mamă, de transmițătoare a tradiției, care e cel mai important. De asemenea, există în tradiția evreiască drepturi ale femeii care sunt apărate în mod special și care sunt, nu sunt neapărat în contrapartidă cu drepturile ale bărbatului. Sunt drepturi acordate doar femeilor, respectiv
pentru femeia care e căsătorită și vrea să divorțeze, la sfârșitul căsătoriei, indiferent care dintre ei a inițiat divorțul și indiferent care au fost problemele, bărbatul este obligat să aibă grijă de ea până moare sau până se recăsătorește, ceea ce astăzi este forma modernă a pensiei alimentare. Vine, de fapt, din această idee a tradiției evreiești. De asemenea, femeia avea drepturi egale cu bărbatul și în sens comercial și în sens politic, adică, bine, nu în sensul politic modern, în sensul alegerilor, ci în sensul în care femeia putea avea proprietate, avea drept de proprietate, putea avea afaceri proprii. În căsătorie, căsătoria evreiască, de fapt, era o formă de unire a două averi, nu avea nicio legătură nici cu amorul și nici cu religia, era, de fapt, un contract prin care se stabilește cum două averi se aduc împreună și cum se vor despărți în caz de nevoie, dacă se va, dacă va fi cazul. Și ca atare, drepturi pe propriile ei obligații, și ca atare, vă spuneam, are un rol egal și chiar mai important în anumite privințe. Deci, pe partea asta, este un mod de a privi cuplu bazat pe ideea din textul sacru, care spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, și femeia și bărbatul sunt imagini ale lui Dumnezeu, au aceeași valoare, aceeași simbolistică, aceeași semnificație. Și ca atare sunt priviți la fel de importanți. Pe de altă parte, aș face o mențiune care din nou e foarte modernă astăzi și se constată chiar cu ocazia acestei nenorocite pandemii care ne bântuie de 2 ani încoace, și anume că organismul femeii reacționează diferit față de organismul bărbatului la anumite probleme medicale, la anumite atacuri din afară. Deci corpul uman are și această diferență între cele două sexe și cele două sexe în viziunea iudaică se completează reciproc. Ele nu sunt identice normal, dar se completează reciproc, tocmai pentru că sunt cele două fețe ale divinității. Și din acest punct de vedere există o permanentă corespondență între corpul uman și cosmos, tot ce se întâmplă în cosmos. Așa cum de altfel Ani de Suznel foarte bine prezintă în carte. Domnule profesor Teodoro Ghiondea, chiar vorbeam noi ieri, stabilind această întâlnire, despre microcosmos și macrocosmos. Și apoi aș vrea să vă întreb, să mergem și în zona de simbolistică și simboluri. Ce simboluri, făcând cumva referire la cartea doamnei Anic de Suzenel, Simbolismul corpului uman, ce simboluri găsim din punct de vedere, să le spunem, din punct de vedere al arhetipurilor feminine, în această carte și în, cu specificație în tradiția ebraică? Cred că ar trebui să începem cu principala idee, care este veche decât în lumea, de altfel, numai că doamna Anic de Suznel o explică foarte bine și merge în detaliu. Și anume, aduc aminte că acum 2400 de ani Protagora spunea foarte clar: omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, precum sunt, și a celor ce nu sunt, precum nu sunt. Și partea a doua a acestei maxime, acestei formulări, este, după mine, mult mai interesantă decât prima. Pentru că prima este ușor de înțeles. Că omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, precum sunt. Bun, e de înțeles lucrul ăsta, dar a celor ce nu sunt, cum nu sunt sau precum nu sunt, ridică o serie întreagă de probleme, de întrebări, și cel mai important răspuns este, bineînțeles, vechimea sau perioada în care a trăit Protagoras, și anume când filozofia nu era încă filozofie, era sofia, era înțelepciune. Ea, ca să spun așa, a decăzut din acest drept de înțelepciune și a ajuns numai iubire de înțelepciune. Sigur că numai zeu e înțelept, cum spunea Pitagora, dar nu e vorba numai de asta. Există o formulare
în tradiția sufită, e un adagiu sufit care spune că universul este un om mare, iar omul este un univers mic. Iată. Deci, ideea macrantroposului, adică a marelui om, da, este universală. Nu este numai... La fel este conceput Indra, la fel este, sunt conceput zei principali, ca să spun așa, ai tradițiilor. Prin urmare, între om și univers, adică între microcosmos și macrocosmos, cum spunea domnul profesor, sigur că există nu numai o compatibilitate, există o corespondență directă. Dumnezeu a creat lumea pentru om, nu omul. Da? Pentru om a creat lumea, nu omul pentru lume. Și lumea este creată pentru om. Pentru că omul este, din cel puțin punctul acesta de vedere, pe de o parte simbolul universului, în al doilea rând este agentul de natură divină în toată arhitectonica universului și este țel și scop al creației. Și atunci, sigur că între macrocosm și microcosm nu poate să fie decât o corespondență directă. Doamna Nic de Susnel, care este la o vârstă absolut venerabilă, se apropie de 100 de ani, la anul face 100 de ani, da? Amintește de tabula smaragdina sau de filozofia hermetică. Și este foarte interesant pentru că în filozofia hermetică, tabula smaragdina, care apare într-un text relativ târziu, în fine, este amintită într-o carte a lui Gerard Dom pe la 1581 și care provine dintr-un text atribuit unui arab, a lui Geber, cum se numește, da, așa, pe el cheamă Jabar, așa, Al-Hayyam, amintește doamna Susnel de tabula smaragdina. E foarte interesant, de ce? Pentru că acolo avem, adică identificăm, chiar de la începutul acestui text, identificăm un simbol care este foarte cunoscut în tradiția ebraică. Și anume, la începutul tabulei smaragdina se spune ceea ce este de desubt este ca ceea ce este deasupra, iar ceea ce este deasupra este ca ceea ce este desubt. Iată steaua lui David. Nu? I se mai spune și steaua lui David. Nu. Deci, caracterul acesta universal al tradiției iudaice este evident, mai mult decât evident. De altfel, mă simt și stânjenit când trebuie să fac deosebire între cartea sacră a tradiției iudaice și cartea sacra creștinismului. Ele sunt aceeași carte până la urmă. Este o continuitate perfectă și care merge până la Coran, care o amintește, care amintește și Tora și Evangheliile în surata a treia, la versetul 3, când se spune expressis verbis, cartea va fost trimisă cu tot, va fost trimisă cu tot adevărul și Tora și Evangheliile, chiar cu acești termeni, a taura o al incir. Prin urmare, în tabula smaragdina o aduce în discuție doamna Adido Susnel și pe bună dreptate, pentru că, de fapt, cartea doamnei nu este numai o prezentare a unei situații de fapt, a unei structuri. Este vorba aici și de altceva. Este vorba și de țelul pe care omul, în mod normal, îl are în decursul existenței, și anume să revină la Dumnezeu, la forma lui inițială, de Adam Kadmon, în care femeia și bărbatul erau în aceeași entitate. Prin urmare, căsătoria, de asta ceea ce spunea doamna profesoră Dineaur este perfect, căsătoria, ăsta este scopul căsătoriei. De asta este în tradiția creștină o taină principal din cele șapte, pentru că, așa cum spune și ritualul, și ei vor face un trup. Care trup? E, trupul lui Adam Kadmon trebuie să refacă unitatea inițială. Problema egalității bărbatului cu femeia, din punctul meu de vedere, este o problemă greșit pusă. Aici e vorba de o complementaritate și, cum spuneam, nu se poate vorbi de femeie fără bărbat și de bărbat fără femeie. Este o absurditate. Este o complementaritate și, cum să spun, această armonie dintre ei depinde de ceea ce se lucrează și de o parte și de alta. Ăsta este sensul. Doamna Nic de Susnel merge până la aspectele, să-i spunem așa, fiziologico-hieratice ale omului. De ce? Pentru că, așa cum știm din toată tradiția cabalei, nu? Arborele sefirotic
este o schemă, dacă vreți, sintetică, cu importanță strict spirituală a ființei umane. Cu cele două părți, rigoarea și mila, cele două părți care sunt identificate ușor și, dacă vreți, aspectul masculin și aspectul feminin, nu? De la cap, chiar de la keter, de la coroană, de la prima sefiră, care disjunge în înțelepciune și inteligență, în hohma și binah, care de obicei sunt identificate și de doamna Suzner, sunt identificate cu aspectul masculin și aspectul feminin. Deci ele nu pot fi una fără alta. Atunci când cade accentul numai pe una și rămâne în mod excesiv, armonia se strică. Pentru asta spunea profetul Islamului, Muhammad spunea, de acele trei calități obligatorii ale bărbatului. Înțelepciune, curaj și generozitate. Pentru că femeia răspunde acestor calități, dacă ele sunt întrunite, într-un mod admirabil. Și în felul ăsta ei se redescoperă și se regăsesc unul în celălalt. Ăsta este sensul. Mai este interesant ceva la doamna de Susnel. Vedeți, aici că spuneați de aminteați de terapie, de medicină. Păi există un tot în învățătura alchimică, există o formulă din care s-a format ca un acronim vitriolul. Vitriolul. El pornește de la o formulare care este o precizare din tabula smaragdina. Și el sună așa. Vizita interioră tere, rectificando invenis, ocultum lapidem, vera medicina. Din acest... Prin acronim, avem din inițiala fiecare cuvânt, avem cuvântul vitriolum, care sigur că are un sens spiritual, așa cum are și alchimia, așa cum aveau multe, chiromanția și așa mai departe. Acest vitriol este apa care, cum să spunem, care te ajută până la urmă să evidențiezi piatra filozofală, pentru că acel ocultul lapidem este vorba de piatra filozofală. Prin urmare, este foarte interesant și este amplu o asemenea prezentare pe care o face doamna de Susnel și a spune chiar mai mult decât atât, spune un lucru foarte frumos chiar de la început, la sfârșitul primului capitol, să considerăm omul în lume și lumea în om. Pentru că nu se pot despărți. Chiar mai face o distinție între Elohim și omul. Doamna profesor știe foarte bine că Elohim este un plural. Și îl identifică cu mi și omul îl identifică cu ma. După câte știu, nefiind specialist, doamna profesor este, sunt două particule fundamentale în limba ebraică. Nu? Și atunci, sigur că această relație între om și Dumnezeu este de fapt o relație între cer și pământ, adică ce spuneau cei vechi între celus pater și terra mater, sau telus mater, depinde de traducere. Și atunci, sigur că omul nu poate să fie decât și el. El este pe orizontală, ca să spunem așa, cum este cerul și pământul pe verticală. Și atunci, de asta trebuie să vorbim de armonia celor două. Nu ne este permisă. În Coran, doamna profesor a arătat foarte bine rolul femeii și statutul femeii în tradiția ebraică. Și sigur, pentru că sunt frați, evrei cu arabii sunt frați, Ismail și Israel sunt frați, atunci sigur că lucrurile se petrec cam în același fel. Surata 4 din Coran explic, chiar se numește femeile și îi se dau toate, absolut toate amănuntele. Ce trebuie, care este statutul femeii până la urmă? Ce trebuie să facă bărbat? Sigur, în afară de asta există Sfânta Tradiție, cum bineînțeles că există și Sfânta Tradiție în lumea ebraică și în tradiția numită mozaică ebraică, eu prefer să-i spun iudaică pentru că prinde și partea veche foarte frumos. Și, da. Deci, sigur că rolul ei este, cum să spun, mai mult decât important, este esențial, nu se poate fără așa ceva. Referitor la ceea ce spunea, de exemplu, doamna profesor, așa se întâmplă și în Islam. De educația copiilor răspund mamele. Adică ele îl formează. Ele, bărbatul e răspunzător dacă de faptele copilului a greșit sau
iar a greșit, bărbatul este de vină. De, vedeți, aici este o chestie care depășește, spun eu, simpla observație. Uh-huh. De ce? Pentru că bărbatul, datorită generozității și înțelepciunii lui, colaborează perfect în armonie cu soția, fără conflict. Din priviri, bătrânii știau foarte bine lucrul ăsta. Spuneau, mă înțeleg admirabil cu soția sau cu soțul, noi ne înțelegem din priviri. E un lucru extrem de prețios, care sigur că s-a pierdut, astăzi nu ne mai înțelegem nici din cuvinte, dar să mai ne înțelegem. Doamna profesor Felicia Valman, ce elemente ale simbolismului și ale arhetipurilor feminine găsim în tradiția iudaică? Și aș lua, bineînțeles, în calcul și Kabbala. Chiar dacă Anic de Suzanel și spune lucrul acesta, nu era o practicantă a Kabbalei. Bine, acum trebuie spus că, în general, Kabbala, în măsura în care a ajuns în punctul Safed la Isaac Luria, a devenit destul de mult parte din ceea ce se numește mainstream judaism, adică a fost acceptată ca o formă profundă a iudaismului și a devenit, de fapt, modul în care iudaismul a continuat. Deci, cumva, la un moment dat, Kabbala a preluat foarte mult din tradiția ebraică anterioară și a devenit forma cea mai utilizată. Dar, până în acel moment, au existat permanent corelații între mișcarea cabalistică și mișcarea rabinică, cea care continua vechea tradiție fără intervențiile moderniste ale Kabbalei. Și în ambele situații avem într-adevăr câteva imagini de femei care sunt un soi de arhetipuri, care sunt modele pentru și pentru viața de zi cu zi și pentru încercarea de înțelegere a textului sacru în sensul cabalistic, de a căuta în spatele lui informații secrete despre viața lui Dumnezeu, despre modul în care Dumnezeu a construit lumea și o ține mișcare. Pentru că unul din aspectele importante ale Kabbalei este această permanentă încercare de a înțelege lumea divină. Există trei tipuri de Kabbala. Una este cea extatică, încercarea de a te apropia de Dumnezeu prin mijloace tehnice de elevare spirituală, cu diverse tehnici respiratorii, incantații, etc., etc. Există o Kabbala hermeneutică, aceea care încearcă să înțeleagă textul sacru, citind în spatele textului, prin diverse metode, o serie de informații. Și există cea magică de invocare constituie arborele sefirotic, dar care evident este o magie religioasă, nu o magie neagră sau, mă rog, o magie de folosință comună. Ei bine, în acest context, în gândirea cabalistică, există într-adevăr o încercare de a găsi modele care trebuie, mă rog, sau care se, ar fi bine să fie urmate, modele feminine, arhetipuri feminine, și aici sunt și pozitive și negative. Tradiția evrească are și imaginea pozitivă a aspectului feminin al lui Dumnezeu, văzut ca Shehina în limba ebraică, prezența lui Dumnezeu în lume. Deci, cumva, aspectul feminin al lui Dumnezeu, cel mai apropiat de om, este cel pe care omul simte, cel pe care omul percepe la nivel fizic direct. Că omul percepe prezența lui Dumnezeu alături, de altfel se spune chiar și în credința creștină, nu? Atunci când doi oameni vorbesc despre Dumnezeu, coboară între ei. Da? Deci există această idee cam în toate tradițiile, că poți să-L atragi pe Dumnezeu alături de tine dacă vorbești despre El așa cum trebuie, așa cum cere tradiția, ritualul și Cartea Sfântă. Și deci există ideea asta a prezenței lui Dumnezeu în lume ca un lucru foarte, nu concret în sensul fizic, dar foarte tangibil. Un lucru pe care îl putem simți și pe care îl căutăm. Și este într-adevăr o căutare, această încercare de a găsi Shehina în lume.
Există, pe de altă parte, și imaginea negativă în oglindă, pentru că în tradiție evrească totul e în oglindă. Lumea răului este, de fapt, lumea divină în oglindă, în negativ, dar exact în imagine opusă. Deci, practic, avem această idee a existenței tuturor lucrurilor într-o formă bună și într-o formă rea, aflate față în față și pe care noi, ca oameni, le determinăm să se manifeste. Și aici aș mai adăuga un lucru, că într-adevăr așa este în tradiția evrească, omul este destinatarul creației lumii, Dumnezeu a creat lumea pentru om, iar în condițiile în care Adam și Eva au încălcat porunca divină și au căzut din lumea edenică, din lumea divină, rolul lor nu s-a încheiat. Tradiția evrească e foarte importantă pe acest aspect al faptului că omul are acum o obligație și mai mare să țină lumea în mișcare, în condiții mai grele pe care el le-a determinat, dar să continue acest proiect pe care Dumnezeu i l-a dat. Și este aici o colaborare, mai ales în viziune cabalistică, este aici o colaborare între om și Dumnezeu pentru a ține lumea în mișcare. Dumnezeu nu face totul, nu ține omul în brațe și îl duce mai departe în acest proiect, ci omul trebuie să lupte alături de Dumnezeu pentru a menține această lume stricată înainte și pentru a o repara în măsura posibilă. Asta este cabala lurianică cu repararea lumii. Încercarea de a repara această ruptură prin acte permanente, de bunăvoință, de caritate, respectarea Torei și așa mai departe. Deci este o colaborare continuă. La nivel de text sacru este vizibilă chiar în citirea Torei, pentru că Tora e scrisă doar cu consoane și pentru a putea fi actualizată are nevoie de vocalizarea pe care numai vocea omului o poate introduce. Deci omul practic creează Tora împreună cu Dumnezeu, actualizează Tora împreună cu Dumnezeu. Diverse forme. Și în tot, bineînțeles că tot în această idee este și de ceea ce vorbea domnul profesor Ghiondea mai devreme, relația dintre bărbat și femeie care aduc împreună cele două părți ale lui Dumnezeu, aduc împreună Shechina și Tzadik, omul înțelept care reprezintă partea masculină a lui Dumnezeu. Acum aș mai face o paranteză pentru că vorbim de corpul uman și aș spune că, iată, este o idee foarte modernă astăzi să vorbim despre, în psihologie, să vorbim despre elementele feminine din bărbat și elementele masculine din femeie. Că există în fiecare dintre sexe și elemente ale sexului celuilalt. Deci iată un lucru pe care cabaliștii și tradiția ebraică l-a spus de foarte multă vreme. Că această împărțire nu este strictă, că nu sunt două lucruri total diferite despărțite prin tăiere, ci sunt de fapt două elemente ale celuiași tot, în fiecare regăsindu-se ceva din cealaltă. Și în aceeași idee avem o imagine foarte frumoasă a acestui arbore sefirotic, al celor 10 manifestări ale lui Dumnezeu pe care noi le putem percepe, o imagine holografică în care fiecare din aceste sefirot, fiecare din aceste manifestări le include pe toate celelalte. Deci este o imagine holografică în care fiecare le include pe toate. Și așa este aceeași imagine a incluziunii și a faptului că nu avem lucruri separate, ci lucruri care sunt atât de bine interconectate încât nu pot funcționa unul fără celălalt. Domnule profesor, foarte, foarte pe scurt, ce personalități feminine găsim în tradiția ebraică, în tradiția iudaică, care și-au pus cumva amprenta asupra acestei funcții spirituale pe care, iată, femeia a avut-o de-a lungul istoriei? Este foarte interesant, numai puțin. Aș vrea să subliniez ceva apropo de ce a spus doamna profesor referitor la arborele sefirotic și la sefire, sefiroturi. Imaginea aceasta pe care a descris-o dânsă admirabil, o găsim la noi, în area europeană, la Leibniz, care era foarte bine informat din punctul ăsta de vedere, ca și Spinoza, de altfel, care era și practicant. Fiecare se găsește în celălalt și, cum să spun,
fiecare monadă, că de asta am spus de Leibniz, monada, fiecare monadă ea însăși, conținută pe ea însăși. Trebuie subliniat lucrul ăsta, că nu este o idee. Știți, oamenii mari n-au căutat idei originale. Au căutat adevărul. Dacă nu cauți adevărul, nu găsești nimic. Pentru că ideea originală, dacă nu orice este nou sau ce este inedit, mă rog, este și valoros. În ceea ce privește femeia, așa cum spunea și doamna profesor, sigur că este plină, tradiția ebraică este plină de Rebecca, Sara, Agar și toate aceste prezențe feminine sunt atât de vii și sunt atât de strâns legate de manifestarea funcției masculine, ca să spun așa, încât decizia de cele mai multe ori este de partea lor. Să nu uităm niciodată că amintirea Șechinei de care a vorbit doamna profesor, Șechina plânge, este în lume și plânge. Ticun, refacerea ordinei universale, revenirea la Dumnezeu, până la urmă repararea ceea ce s-a stricat de care s-a, și pe care s-a bazat, este unul din cele trei concepte fundamentale, tot de simțum și de spargerea vaselor, este în cabala lurianică este un punct esențial. Dar nu este nou. El este, cum spuneam, profesor, vine din toată tradiția ebraică. Chiar trebuie rezolvată această imperfecțiune și ce trebuie să facă bărbatul și femeia? Ei trebuie, până la urmă, prin practica de fiecare zi, nu numai cea devoțională, ci prin tot ceea ce fac, ei trebuie să recupereze acele scântei de lumină. Trebuie să le recupereze din lumina inițială, din aur. Pentru că odată ce cartea doamnei Anic de Susnel se termină, cum să spun, apoteotic, cu nimbul, se termină cu realizarea acestei căsătorii divine între bărbat și femeie, între coloana din dreapta și coloana din stânga arborului sefirotic. Ei se unesc și merg până la lumina divină, până la aur, prin Ain Sof. Adică este o, cum să spun, este o antrenare a întregii creații odată cu acest cuplu care până la urmă este o unitate pe care noi o vedem ca un cuplu și care, până la urmă, se rezoarbe în prezența lui Dumnezeu. Acea nuntă sacră despre care noi am mai vorbit, domnule profesor, într-o altă carte admirabilă din aceeași colecție, din colecția Arhetip, Misterele femeii, a lui Mary Esther Harding, unde Rafael a fost invocat Carl Gustav Jung, care de altfel a și venit cu o introducere, cu o prefață, și unde vorbeam noi despre acel frumos a venit și a cunoscut-o, când ne refeream la sacră. Este expresia veterotestamentară, admirabilă, care arată legătura extraordinară între iubire și cunoaștere. Nici nu există deosebire între una și alta. Adică iubirea este o formă de cunoaștere. Nu se poate concepe una fără alta. Și exact cum nu se pot concepe, dacă aveți, bărbatul fără femeie. Pentru că până la urmă, așa, în mare spus și mai larg, este între cunoașterea ca aspect masculin și iubirea ca aspect feminin. De asta spuneam că figurile cele mai importante din practica spirituală feminină, ca să spun așa, au mers pe această cale a iubirii. Gândiți-vă ce ar însemna cunoașterea fără iubire, este o cunoaștere seacă, sterpă, nu are nici putere, nu are nici viață în ea. Iubirea de această viață. Ori tema iubirii în cabală și în toate alții este imensă, este uriașă și este de un farmec extraordinar, absolut extraordinar. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre simbolismul corpului uman, despre arhetipuri feminine, despre cabala, despre multe alte lucruri care țin de funcția spirituală a femeii în tradiția ebraică, în tradiția iudaică. Simbolismul corpului uman de Anic de Susnel în colecția Arhetip au fost alături de noi astăzi și le mulțumim foarte mult. Doamna profesor, conferențiar universitar dr. Felicia Valman, conferențiar universitar dr. La Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii
cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, mulțumim din suflet invitațiilor noștri. Mulțumim.